Mulțumesc mult pentru faptul că sunteți din nou astăzi prezenți la această ședință ordinară din luna martie. Mulțumesc de asemenea și prietenii, pentru că, așa cum ne-am obișnuit, este alături de noi. Tuturor șefilor unităților subordonate Consiliului Județean, colegilor din administrația județeană și vă propun să începem ședința de astăzi. În temeiul prevederilor articolului 94 aliniatul 1 și 36 articolului 36 aliniatul 1 15 administrații publice locale, modificările și completările bugetare, se convoacă Consiliul Județean, care se devine ședință ordinară pentru data de 29/3/2016, ora 12, în sala de ședințe a Consiliului Județean, cu următoarea ordine de zi. Da? Înainte de a vota această ordine de zi, după cum știți, în urmă cu ceva timp, am propus, a fi introdus pe ordinea de zi, un punct prin care vă propuneam alegerea încă unui vicepreședinte. A fost o perioadă destul de lungă pentru a observa că acest proiect de hotărâre a stârnit diverse discuții, diverse orgolii, probabil și prin prisma ultimelor decizii pe care eu le-am luat în ceea ce mă privește pe mine. Drept urmare, retragă pe ordinea de zi punctul 24, privind numirea unui vicepreședinte al Consiliului Județean. Și vă spun acest lucru pentru că eu consider strict necesar ca până la finalul mandatului, care probabil se întâmplă cât de curând pentru toți, să asigurăm continuitatea activității Consiliului Județean, pentru că împreună cu dumneavoastră am depus foarte multe eforturi ca acest lucru să fie cât mai bine făcut posibil într-un an 2015 și un început de an 2016, deloc simplu și deloc ușor. Așa că a încercat tot felul de scenarii mai mult sau mai puțin ortodoxe vis-a-vis de acest lucru, mi se pare un pic deplasat, deci prin urmare retrag acest punct de pe ordinea de zi. În schimb, vă propun ca în completare la ordinea de zi pe care o avem, să introducem un proiect de hotărâre pentru Aqua Garaj, în care domnul Liber ne solicită, practic, punerea în concordanță a situației din proiect pe alimentare cu apă și situația din teren. În sensul că anumite ridicări topo, când s-a ajuns în teren, s-a observat că, de fapt, lungimile nu corespund, poate uneori chiar și condițiile topografice ale acestora. Așa că vă propun cu aceste două amendamente să votăm ordinea de zi a ședinței de azi. Cine este pentru? Nu, domnul președinte. Vă rog. Înainte de ordinea de zi, eu aș vrea să vă propun să scoateți de pe ordinea de zi și punctul 8. Și am să vă spun de ce, dacă apreciați că este necesar. La punctul 8 este cele să avem o ordine cu acces direct pentru Ministerul Comunicații, să facă niște instalații. Să vă să observați că noi avem un interes prin cartea albă, prin hotărârea de guvern, dreptul asupra drumurilor, să avem și conform de drumuri, dar nu avem un apartament și nu avem un unde avem scris de cartea băgeană. Iar aici este în următor. Totodată, operatorul trebuie să deținească toate formalitățile necesare pentru scrierea prezentului contract în cartea funciară, de vorba de servicii legale. N-are care carte funciară să scrie că nu există. Părerea mea este că prima dată, urgent, cu cât aritmul este zero,
direcția patrimoniului se vină pe ele, se desfirmă, se întrește într-o etapă următoare să aprobă. Dacă aprobă așa, ei vor să facă așa, noi nu știm chiar nu să se au aia și le facem o parte de proces. Vă mulțumesc că am aflat punctul dumneavoastră de vedere, l-am discutat cu colegii în operativă, sunt de acord cu dumneavoastră, pentru că noi din proprietar tabular, noi nu avem cum să, mai ales că după aceea trebuie făcute, cred că dezmembrările în așa fel încât pozițiile kilometrice, ritometrice pe care dorim să le dăm în folosință rulament să fie exact stabilite. Deci sunt de acord, eu doar îmi propusesem la punctul 8 să purtăm o discuție și urma să îl amânăm sau să îl scoate. Eu cred că nu ar fi bine să o respingem, pentru că de viitor să o aprobăm. Da, ok. Deci cu solicitarea domnului Roșeț, vă rog să fiți de acord la scoate și de ordinea de zi și punct 8 și să votăm ordinea de zi pe care o avem. Domnul președinte, și eu vreau să vin tot în aceeași rațiune ca și domnul consilier. Eu consider că și alegerea vicepreședintelui trebuie menținută. Că dumneavoastră ați inițiat-o, eventual să le explicați de ce renunțați la ea. Bine, asta va fi, poate să fie așa un ping-pong din acesta. Noi ne îmbrăcăm frumos pentru alegeri și văd că a făcut și baie unii dintre ele. Da, și eu să vă rog o jucare. Eu nu vreau, chiar că vreau să intru în polemică cu dumneavoastră, dar vreau să vă spun că îmi exercit un dreptul legal de a retrage de pe ordinea de zi un proiect de hotărâre pe care eu l-am propus. Nu încerc nici să dau explicații de ce și cum dumneavoastră, în calitatea de consilier pe care o aveți, puteți să veniți cu o treime la următoarea ședință în care să propuneți alegerea unui vicepreședinte, pentru că am înțeles că s-a discutat de faptul că nu am luat o decizie de a alege încă un coleg fără să mă consult. Ei, de data asta chiar recunosc că am greșit. O să mă consult pentru următoarea ședință, o să încercăm să rezolvăm un vicepreședinte. Dumneavoastră vă rog ca și consilieri să negociați, să discutați. Ne trebuie 16 voturi pentru încă un vicepreședinte. În asemenea condiții, la următoarea ședință, putem avea un vicepreședinte. De asta am retras, pentru că este dreptul inițiatorului să retragă de pe ordinea de zi, de zi acest punct. Dar, activitatea județului este redusă doar la tehnicări de buget, organigrame și așa mai departe. Este firesc, intrăm într-o campanie, mulți dintre noi intrăm în această campanie și este ea firesc și normal că acest județ să aibă cel puțin încă un vicepreședinte. Și mie, cum să vă spun, eu cred că să trimitem un devizoriu și azi să propunem, mâine să o luăm, să nu spuneți acum 3 zile, nu aveați aceeași majoritate politică când ați propus-o pe ordinea de zi. Și că între timp, doar dacă au apărut alte interese personale, nu ai dumneavoastră, poate altcuiva. Și atunci noi scoatem de pe ordinea de zi un lucru important pentru județ. De ce? Dacă îmi permiteți, domnul consilier, mine am să-mi permit să vă dau și un răspuns. În primul rând, cred că probabil, fiind mai nou validat în acest Consiliu Județean, nu realizați că activitatea colegilor dumneavoastră, consilier și a mea, nu s-a rezumat până la venirea dumneavoastră doar la aceste organigrame și la aceste hotărâri. Noi toți aici ne desfășurăm activitatea de 4 ani. În altă ordine de idei, vreau să mai spun ceva. Înainte de a lua eu anumite decizii, am susținut de foarte multe ori că doresc pe lângă mine încă cineva care să mă ajute. Nu mi-aduc aminte să fi fost așa o mobilizare deosebită de a alege un nou coleg, când eu vă spun că o să rezist încă o lună de zile, să duc acest mandat, așa cum mi-am propus, până la capăt, în condiții atât cât se poate de bune,
în conjunctura actuală. Însă a încercat acum să aruncați în derizoriu activitatea Consiliului Județean, susținând că doar numirea încă unui vicepreședinte ar salva situația. Vă înșelați, probabil necunoscând legea 215, să vedeți ce se întâmplă cu atribuțiile unui nou vicepreședinte, ce poate să facă un viitor vicepreședinte pentru un coron de zile în instituție. Așa că să știți, vă repet, singurul meu scop este ca această activitate să se desfășoare așa cum s-a desfășurat alături de colegii mei timp de un an de zile și în continuare până la finalizarea mandatului. Dacă doriți altceva, v-am spus, vă consultați, o treime propune și încă 16 consilieri aprobă. Niciodată nu o să pot scoate de pe ordinea de zi un proiect pe care dumneavoastră consilieri îl inițiați. Dar dacă eu doresc să scot un proiect de hotărâre, considerând că am greșit, și v-am spus, am greșit pentru că nu v-am consultat pe toți înainte pentru a numi un alt vicepreședinte. În al doilea rând, nu vreau să creăm o situație în care să votăm ca la Vatican până mâine dimineață și să nu punească nimeni 16 voturi. Dacă faceți un efort minim și numărați consilierii care de-ați propune, o să vedeți că, datorită faptului că ocazia asta vă propun să și motivăm pe domnul Martina, pe domnul Zelcea și pe domnul Ciobanu. Cam astea sunt lucrurile. În rest, v-am spus, nu încerc să dau explicații vis-a-vis de decizia mea, nici dumneavoastră, nici presei. Eu am propus acest proiect de hotărâre și eu le trag de pe ordinea de zi. Bine, domnul vicepreședinte, vă rog, totuși, așa că e dreptul azi de a vă regăra. Domnul președinte, mie pare rău de politica recreată, pentru că dacă nu uitați o mea de zi, eu încercam să vin de sfârșitul dumneavoastră, să vă ajut cu mai mult mandatului, vreau să candidez, pentru că eu am nemulțumit și de o parte de alta, și șansa mea să aibă de acum, cu repet, că să-ți dați mult de zi, avem și o șansă și mă lasă să vă ajut la final mandatului. Acum ai dat da, domnul Sfânt mi-a spus sincer, de asta l-am și retras, pentru că am mai întâlnit vreo 3-4 persoane care și exprimau șansa. Deci, vis-a-vis de vot, nu mai discut. Am mai uitat când să vin acum constat cu oportunitatea de care am rămas fără vot. Fără vot. O să fie 16 de stradă, să-i spune că nu putem avuta vot. Ca să nu se întâmple ceea ce s-a întâmplat. Pe votul dumneavoastră nu se putea conta o singură alternativă. Pe votul dumneavoastră nu se putea conta, nu? Păi votați dumneavoastră, presupun. Evident. Nu? Deci, asta care este candidatul. Iar așa bine putea să nu propună nimeni nimic. Deci nici dumneavoastră putea să nu mai vă candidat. Da, tocmai. Bine. Păi, în condițiile astea, eu vă mulțumesc pentru declar ședința închisă și o să vă aducem în 3 zile, dacă facem extraordinară, sau să facem una ordinară, la cei unii aprile, care sunt președinte care a stârnit atâtea pasiuni și chiar revolta grupului PNL, că am spus că sunt revoltați sau oameni folosit, indignați față de ce s-a întâmplat. De unde credeți că vine această indignare? Da, eu ce pot să vă spun? Chiar regret situația, nu m-am așteptat la o asemenea decizie din partea grupului liberal. Eu, în momentul în care am propus introducerea pe ordinea de zi a alegerii încă unui vicepreședinte, chiar mă gândeam cu seriozitate, lucru pe care îl fac și acum, în alegerea unui coleg vicepreședinte pentru
următoarea lună, dat fiind faptul că în situația actuală e destul de dificil de prevăzut care e cursul lucrurilor. Știți foarte bine că eu în ultima perioadă am luat niște decizii în ceea ce mă privește. Și atunci am gândit, în primul rând, pentru a asigura funcționalitatea acestui Consiliu Județean până la finalul mandatului, cu mine sau fără mine. Ideea este că, imediat după propunerea mea, nici măcar anunțat oficial, s-a declanșat un adevărat tsunami vis-a-vis de ce aș dori eu să fac, cum aș dori eu să fie viitorul vicepreședinte al Consiliului Județean. Lucru care, așa cum se întâmplă întotdeauna, ajunge și la cel care a inițiat acest proiect. Pe lângă acest lucru, erau mai multe scenarii vis-a-vis de debarcarea mea, cam așa se exprimă. Ori, lucru care doresc să vi-l spun e că niciodată n-am ținut de acest loc, cu atât mai puțin acum, că intrând într-un nou proiect, v-am spus de la început că nu doresc decât să candidez la primăria municipiului Caransebeș, lucru care l-am afirmat tot în fața dumneavoastră acum câteva luni și lucru de care mă țin. Da? Faptul că acum am decis să candidez din partea unei formațiuni politice care maximizează șansele la primăria Caransebeș nu este unul care deja să nu știți. În al doilea rând, nu vă ascund faptul că am purtat discuții cu toate formațiunile celelalte politice care mi-au propus să candidez pentru dânsele și le mulțumesc pe această cale, însă am dorit că atunci când mă, cum să spun, particip la o asemenea competiție, pentru că eu o consider competiție neluptă, să am maximul de șanse pentru a câștiga primăria municipiului Caransebeș. Am ajuns la un acord cu PSD-ul, prin care dânsii mă sprijină la primăria municipiului Caransebeș și eu, prin umila mea activitate pe care am desfășurat-o timp de 4 ani la Consiliul Județean, să-i ajut la Consiliul Județean în a obține cât mai multe mandate. De aici încolo lucrurile o să se desfășoare firesc. Vis-a-vis de situația de astăzi, faptul că au mai lipsit câțiva consilieri, s-a ajuns la soluția anulării acestei ședințe din lipsă de vot. Nu este nimic, nu a fost așa o ordine de zi deosebită, cu excepția unui singur punct care pe mine chiar mă interesa, este poate unul dintre cele mai mari proiecte ale Consiliului Județean, este vorba de drumul Comorâște limită de județ, în care noi revocam niște hotărâri anterioare, prin care Consiliul Județean fragmenta acest sector de drum pentru a fi finanțat pe diverse proiecte, pe un proiect cu 10.000 de kilometri modernizări, care de fapt a căzut. Ori la ora actuală vă pot spune că deja am semnat deja de săptămâna trecută documentația de atribuire, în sensul că se demarează achiziția publică pentru acest proiect, care este unul de 26 de milioane de euro și modernizează complet 60 de kilometri de drum de la Comorâște și până la limita de județ cu Timiș. Pe ce program? Este vorba de fondurile de la ADR, de Centrul de Dezvoltare Regională, prin care împreună cu celelalte trei județe, Hunedoara, Aradu și Timișu, nouă ni se alocă 26 de milioane de euro pentru acest drum. În rest, numai de bine și... Cu ordinea de zi de astăzi ce se întâmplă? Va fi o ședință extraordinară? Da, o să vedem. Sau o ședință extraordinară în următoarele zile, sau o ședință ordinară în prima parte a lunii aprilie. Ce pot să vă spun? Acum suntem pe final de mandat, poate toți suntem un pic incitați, ca să nu spun altfel. Dar este nevoie de un vicepreședinte? Pentru că dumneavoastră, la un moment dat, va trebui să vă dați demisia. Ca să puteți candida, nu? Da, dar v-am spus, ideea este următoarea. Încă
nu am exact informațiile care să poată să-mi confirme că dacă demisia mea are loc, indiferent cine va fi președinte, va putea să devină ordonator principal de credite în baza legii, în așa fel încât să semneze plăți pentru proiecte, salariile de paște ale angajaților. Deci, de asta, credeți-mă... Indiferent cine va fi vicepreședinte. Indiferent cine va fi vicepreședinte. A spus președinte. Nu, indiferent cine va fi vicepreședinte. Despre președinte nici nu mai poate fi vorba, că președintele este în funcție. De asta, ambițiile astea strict de grup care au loc, nu cred că rezolvă situația. Mai întâi ar trebui să se discute, să vedem exact ce trebuie să facem în continuare, în așa fel încât cetățenii județului și, în primul rând, angajații din cadrul instituției să nu aibă de suferit. Păi, deci, care este soluția propusă de dumneavoastră? Care este soluția propusă de dumneavoastră în continuare? E cea pe care am susținut-o și în ședință. Ați văzut. Deci, grupul, la ora actuală, o să ne înțelegem aritmetic, grupul PNL nu are 16 voturi. Da? Asta înseamnă că ceilalți au o majoritate. Da? Nu am nimic împotrivă. Să se discute între grupuri, să se discute între persoane, fără implicarea mea. Nu vreau să intru în acest joc. Am spus că asigur un vot. Celui care astăzi, nu din informații, concret, ați văzut și dumneavoastră, erau minim 4 propuneri. Da? Deci, gândiți-vă că în condițiile astea nu poate fi ales un vicepreședinte în care 4 dintre cei 29 de consilieri își doresc funcția de vicepreședinte. Și dacă nu ajungeți la un consens? Nu știu să vă spun. Haideți! Oricum sunt în dificultate maximă. La urma urmei, știți care e problema. Demisia e un act unilateral. Da? Dar nu vreau să mi se reproșeze după toată munca, și n-a fost deloc simplă din ultimii 4 ani, să mi se reproșeze mie că încerc cumva să blochez cum se pare deja unii încearcă să-i ținez. Chiar e singurul lucru care nu... Nu, e printre altele care nu este adevărat. Și da? Pentru ce soluție optați totuși? Ședință extraordinară sau ordinară în aprilie? Nu, indiferent. Eu optez pentru extraordinară, dar tot la fel am înțeles din solicitările colegilor mei consilieri că ar dori o ordinară la începutul lunii aprilie. Interesantă situația asta. Încă faceți parte din grupul PNL. Da. Dar... Da, sunt membru PNL. Da, da. Simplu, membru PNL, da. Și deciziile astea vă exclud oarecum din... Păi, haideți să vă spun ceva. Dacă tot e să... O spunem pe-a dreaptă, da? Eu am fost exclus cu mult timp înainte din PNL. În momentul în care am decis să candidez la primăria Caransebeș. Ori am făcut asta pentru că, din punct de vedere al activității mele, consider că, în ceea ce privește administrația, am parcurs cam absolut toate etapele. În sensul că am fost 2 mandate consilier local. Am fost un mandat viceprimar, am fost 4 ani vicepreședinte și un an din cei 4 președinte. Deci, în ceea ce privește administrația, cred că am suficientă experiență și expertiză încât să pot candida la primăria Caransebeș ca și potențial câștigător al acestui fotoliu. Pe de altă parte, nu puteam să candidăm 2 de la aceeași formațiune politică la primărie. Și atunci eu am decis. Vreau să candidez. E mai mult de atât. Cred că Caransebeșul chiar are nevoie de o competiție adevărată în ceea ce privește viitorul mandat de primar. Ați fost exclus la modul teoretic din PNL, nu la modul concret, cu excludere prin hotărâre a organizației. Da. Acum, haideți să vă spun. Tot dumneavoastră mi-ați prezentat tot felul de declarații în care colegul meu își anunța candidatura la Consiliul Județean, public.
ați publicat. Eu în clipa aceea am anunțat și eu candidatura mea la primărie. Deci... Și dacă vă exclud din PNL, vă retrag sprijinul politic? Atunci... Da, credeți că e vreo problemă? Viața merge înainte, în orice condiții. Fiecare își asumă responsabilitatea faptelor lui. Da? Deci fiecare are dreptul să decidă. N-am absolut nimic vis-a-vis. Oricum o să mă auto-exclud în momentul în care îmi depun candidatura. Da? Deci la sfârșitul la este inevitabil. De aici încolo vedem ce se întâmplă. Ați avea PSD doar pentru maximizarea șanselor noastre? Categoric, da. Adică, să înțelegeți, cine nu a înțeles că în administrație un primar, președinte de Consiliu Județean, are și altceva decât a rezolva niște kilometri de drum, a introduce niște coloane de apă și a face niște trotuare. Este vorba de relația concretă cu cei care l-au votat. Ori, credeți-mă că lucrați aici sau colaborați cu instituția Consiliului Județean, întrebați cam care este modul meu de a privi lucrurile în relația cu colegii, că eu nu-i numesc niciodată nici subalterni, nici angajați, nu știu, am eu așa, cu colegii și cu cetățenii care vin, au ușa permanent deschisă pe tot parcursul zilei. Eu n-am uitat nici de unde plec și nici înapoi unde trebuie să revin. Sunt printre oameni. De asta, poate pentru dumneavoastră a fost așa un pic ciudat că nu m-am expus sau am încercat să fiu cât mai rezervat vis-a-vis de expunerea mediului. Mie îmi place să merg printre oameni. Eu fac, activitatea mea cotidiană este permanent printre oameni.